Se apropie mult așteptatele evenimente care vor avea loc de zilele Severinului, iar municipalitatea din Severin face ultimele pregătiri. Primarul Marius Creciu a convocat astăzi o ședință cu toți factorii responsabili, de la care a cerut detalii concrete și amănunte despre cum se va contura programul de activități. Severinenii vor avea parte și în acest an de spectacole deosebite, expoziții de artă și fotografie, lansări de carte și manifestări culturale pline de farmec. Noi avem o relație de prietenie cu școala de muzică din Negotin. Anul trecut ei au un cor bun de copii. Anul trecut ne-au vizitat. Atunci când am avut noi ședința, nu știam dacă vor veni sau nu. Acum am gândit că trebuie întâi să iau acordul dumneavoastră, în sensul că dacă este oportun... Dacă mai apar lucrurile, reglăm pe parcurs, dar suntem astăzi cel puțin la 1 aprilie, ar trebui să avem deja totul pregătit să putem tipări program. La pavilionul multifuncțional sunt 4 expoziții temporare, Flori de Mină, Dumitru Gheață, o expoziție de artă, interior tradițional și avem și păsările răpitoare. Deci, dacă doriți să treceți în program și pavilion, cu cele 4 Ne putem trece. Am definitivat programul. Urmează o ultimă întâlnire ca să putem să mergem cu el la tipărit. Zilele orașului vor fi 3-5 mai, dar vom mai avea ceva acțiuni și pe 2 mai. Vom avea foarte multe activități, spuneam, muzică ușoară, muzică populară, activități pentru copii, caricatură, expoziții, pictură, fotografie, lansări de carte. Vom veni în perioada următoare, până la 1 aprilie, cu un program tipărit. Primarul Marius Creciu promite că anul acesta ar putea fi ultimul în care spectacolele se vor ține lângă cimitir, mai exact pe strada Brătianu, urmând ca de anul viitor să se găsească o altă locație. Încercând de anul viitor să mergem în altă locație. Am găsit deja o locație unde am putea să ținem zilele orașului, să vedem dacă vom reuși să o punem la punct, pentru că e o investiție destul de mare, dar trebuie făcută, trebuie să ieșim din zona aceasta de la cimitir, pentru că, pe bună dreptate, am avut destule reclamații și trebuie să găsim o soluție. Așadar, vor fi din nou 3 zile de distracție de neuitat, printre care se vor organiza și evenimente culturale de excepție, în așa fel încât severinenii să petreacă sărbătoarea orașului lor așa cum au făcut-o de fiecare dată.